salutare. Numele uitați-vă. Meu este Andy. Ia uitați-vă ce am în mână. Ia uitați așa mă mâini. Desfăl. Deci, oameni buni, după cum puteți vedea, am primit din nou un pachet de la băieții de la MSC, de la. E foarte mare, nu știu ce se află aici. Dați-vă și voi cu părerea ce credeți că se află aici din moment ce cutia asta este atât de mare, ok? Eu zic că e un monitor, nu sunt sigur, pentru că ei mi-au zis că îmi trimit un scaun, dar aparent a ajuns altceva la mine. Cred că e un monitor de la mare, așa știi? Mai vedem dacă ați ghicit voi în secțiunea de comentarii sau dacă am ghicit eu. Și credeți-mă că nu știu ce am primit, v-am zis, la modul cel mai serios, eu trebuia să primesc un scaun. Ia să vedem că iar îmi ambalează băieții aici. Ia să vedem. Pac! Vino aici. Așa. E cărb. MSC Optimax Mag 321 Curve. Curve Gaming Monitor. Ha! 1-0 lecturatul, depinde de ce ați ales și voi. Ia să încerc cu aici. Curve MSC Gaming 1500R Gaming OCD App HD Ready Mystic Light Wide Color Gamma. Ia să vedem. Normal că au umblat la el milogii. Nu mi l-au trimis și mie nou. E frumoasă. Băi, frate, e prea mare, bă. E frumoasă, e cu roz. Bun, deci așa se prezintă cutia. E cam mare, frate. Și că e curbat monitorul ăsta. Hai să vedem ce se află în el. Ca de obicei, foarte mult de chestii astea. Cabluri. Manual de instrucțiuni de care nu avem nevoie, pentru că noi ne pricepem. A ieșit. Băi, cât chin, frate, ești nebun la cap. Stand-ul de monitor, au. Ups. Ce aia? Ce-o fi asta, rău? Pică. Nu găseai monitorul? Da. Aoleu! Stai așa! Alte cabluri. Chestia asta, de ce nu iese de aici? Aha. Este piciorul de la el care... I-am băgat într-o chestie puțin ruptă, dar nu a fost de mine. Așa a sosit. Și cam ăsta ar fi monitorul. Bă, l-am așteptat să fie mai mare, sincer, un pic gen. Da, și eu, cutia Edita mai, adică. Ce frumos. Ce frumos e. Altă viață. No, da. Sigur că da. Ia să vedem. Ce facem noi cu el? Cum pui mei să o conecta chestia asta aici? Dar normal că care a fost meșterul manuale mai aici? Care a fost mă meșterul manuale? Cine a băgat mă șurubelele ăștia așa aici? Da, super. Și eu acum cu ce pui mei desfac chestiile ăștia? Cu o șurubică. Șurubelnița unde e? Nu cred că e bine incorporată. Nu-mi plac chestiile ăștia când vin lucruri și nu primesc toate lucrurile pentru asamblarea lor. Pentru că stau și alerg după șurubelniță, după cuțit. Ce face butonul acesta? Nu știu. Îl autodistruge. E numai bine aici am. Șurubel. Tot cu șurubel, măcar asta are cheiță în șurubelul ăsta. Păi gata, am unde-l pun. Nici nu e cât 3 sferturi de birou și încă ceva. Este mare, dar gen nu e foarte mare. E frumos. Adică am văzut și mai mari. E frumos. Cu ăla micul acolo chiar nu se potrivește. Bine, 3 din ăștia n-ar încăpea la mine pe birou. Ia să vedem cum îl și conectăm acum. Ia uite la ea băieți, lectoricul e pe marele ecran, cum s-ar spune. Am și montat monitorul, merge bine, e mare, e curbat. E o senzație relativ ciudată prima oară când te uiți în el și îl vezi așa puțin curbat. Dar se vede bine și îmi place foarte mult că e mare. Acum mă pot uita și la seriale din pat, nu doar la monitorul ăla mic care este acolo. Și da, ar trebui să intrăm și pe un joc, să-l testăm, să vedem cum se vede. Asta e clipul pe YouTube pus și pe YouTube știți și voi calitatea este mai slabă decât atunci când te joci tu, pentru că YouTube.
Deci ar trebui să intrăm într-un joc și să îl testăm. Revenim imediat. Aici în spate undeva avem o rotiță din care ne putem juca la toate lucrurile astea de pe aici. Avem o grămadă de setări pe care eu nu știu să le accesez cum trebuie. Am jucat totuși un pic pe la luminozitate. Are un singur buton acolo, un singur buton rotund ca un țâmburuș, din care te tot joci și îi bagi contrast, îi bagi ce vrei la imagine, poți să-i modifici herții, poți să-i bagi HDR-ul dacă vrei. Sunt o grămadă de chestii. Eu nu știu cum închid acum chestia asta, gata. După cum puteți vedea, suntem afară. Bă, îmi place tare, tare mult cum se vede. Se mișcă exact cum ar trebui să se miște, ecran e foarte mare. Din păcate, cred că dacă ții un astfel de monitor, o să trebuiască să stai mai departe de el, pentru că o să te cam ia de ochi dacă stai prea aproape și o să strici vederea. Ia să vedem, mai să-i dăm bici la mașinuță. Ia auzi. Bă, chiar îmi place cum se vede. Se vede exact cum ar trebui să se vadă. Nu am ce să îi comentez. Și electricul de asemenea este și un șofer foarte bun. Nu știu dacă reușiți să vedeți cât de bine conduce și nu avariază mașina absolut deloc. În descriere, băieți, o să aveți și linkul acesta cu monitorul în caz că vă interesează specificațiile despre el. Undeva pe aici ar trebui să fie și specificațiile, suport, specificații. Și aici ar trebui să fie specificațiile, băi. O să vă pun un link în descriere, băieți, pentru toate treburile astea. Eu acum o să rămân cu el și o să încerc să mă mai joc pe el, să văd ce știe să facă, ce poate să facă. Voi deocamdată o să rămâneți cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați și voi un like. Să-mi ziceți ce părere aveți de monitorul acesta, dacă v-ați luat un monitor din acesta. Mi se pare mie totuși puțin cam mare, adică mi-aș lua unul din acesta, dar mi-aș lua unul foarte lat să-mi ține loc de două monitoare. Acesta nu prea ține loc de două monitoare pentru că e mai pătrățos așa, nu știu cum să vă explic. Fiecare cu părerea lui. Nu uitați să-mi spuneți și mie în secțiunea de comentarii ce părere aveți. Nu uitați să dați un like la acest videoclip, să mă urmăriți și pe mine pe Instagram și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!